Scurt? Foarte. Trei vorbe. Nu lucrez în bibliotecă, dar mi-a folosit extraordinar de mult ce am învățat. De fapt, o să-mi folosească extraordinar de mult ce am învățat aici, pentru că lucrez într-o instituție de cultură. Foarte util, complex și amuzant în același timp. Practic, incitant, beton. Da. Piscină. Schimb de idei, experiențe, bune practici. Am învățat, mi-a plăcut, mai vreau. Interesant și extrem de folositor. A fost o provocare și mi-a plăcut foarte mult. Sper să aplic în viața de toate zilele. Mulțumesc tuturor realizatorilor. Interactiv, n-am învățat doar cum să facem ce am și făcut. Acum cuvinte din partea Ana Mariei. Rezolvă problema. Util, plăcut, incitant. Util și provocator. Și al treilea? E și eu dintre, nu? Plăcut. Mă simt mult mai puternică față de cum am venit. Super. Inedit peste așteptările mele și mai vreau. Creativ, altfel cu oamenii 1 și 1. Vă mulțumesc. Util, interactiv, plăcut, mai vreau. Noutate, utilitate, acțiune. Util, concis, cu perspective pentru biblioteca municipală. A fost interactiv, practic și am comunicat foarte mult. Mi-a plăcut echipa pe care am format-o. Foarte interesant. Am cunoscut oameni interesanți, am învățat mult de la ei și aș vrea să ne mai întâlnim. Voi aplica lucrul în echipă și sper să revin. Am avut șansa să fiu la momentul potrivit, în locul potrivit și printre oamenii potriviți. Mulțumesc tuturor! O experiență deosebită și un nou început pentru cei care vor să facă ceva pentru bibliotecile din România. Foarte interesant, am aflat câte lucruri fac bibliotecile și câte pot face în continuare. Nu așteptam să fie așa. Cu siguranță e un fel de altceva. De-abia aștept să lucrăm pe cele 4 proiecte propuse și alcătuite aici și să le implementăm. Abia aștept rezultatul lor. Eu mi-am îndeplinit așteptările peste așteptări, pur și simplu cu un entuziasm extraordinar și încredere în voi. Și acum e rândul tău. Incitant, super distractiv, mai ales după ora 6 seara. Și mai vrem.